Prima zi de carantină, izolare la cabană. E bine să ai o vechitură de asta prin munți ca să mai scap de... Fai, ce pute aici, man! Așteau aici niște văcute, cred că. Primăvară. A primăvară pute aici, man, deci horror cum pute. Da. Ce vedeți acolo în față? Cum vi se pare? Asta e baligă pe jos? Da, e ok. O tare cade. Uite un flacon de bere care v-a trecut pe aici, a fost fericit cândva. Dar uite ce e în față. Este cariera de zgură. Ce zici, Beni? Vrei să nu se rupă cu tine ăla? Bine. No, cum sărim pe aici? Uite. Pare picăm în părâu. Care pică primul? Mă se rupe cu mine? Mă se rupe, așa? Nu. Deci să sărim acolo dincolo. Hai să văd dacă sar cu telefonul în mână. Ce întâmplă? Asta zic că este... Facem o săritură! Am sărit! Man! Ioi, pe Beni nu l-am văzut cum... Te-ai dat un picuț. No. S-a rupt? S-a rupt marginea, așa ai? Uh-huh. Ce fain arată pe aici, mi-a zis că ești în trecut undeva. În epoca dinozaurilor. Ia mă, cum se rupe, mă, sub picioare. E dolomită. Și talc. Da. Merge? Da. Ne-am băgat la o baie? Foarte. Nu știu de grad eu afară. E rece, Beni? Yo, mă, da. Îți fece rămâinile, mă. Asta, da. Băi, dar te prindezi roșie mâinile, Beni. Ce tot face baie aici? Toate că suntem, mai sunt doar 5 luni până în august. Nu sunt 5. Acolo în față... Pe acolo vinea trenul, vezi? Pe chestia aia sus. Mă, te ștergi din filmarea asta. Ce mă, e faină. N-ai filmat fain. Asta că ne ceartă care se uită la noi. Hai să punem un pic de pauză. Ce ai văzut? N-ai văzut nimica? Mă, cât de fain, aici parcă ești în rai, așa-i? Nu? Nu mâncăm semințe ca... Ca oamenii de valoare, noi mâncăm viva. Mmm. 2,20 o pungă, mă. Cam scump. Vai, la fix am dat record. Dacă sare care pe burtă în apă, o să fie interesant de pus pe YouTube. Nu cade nimeni. Parcă văd că vin eu și eu cad acum, când mă duc ultimul, știi? Unde mă duc? Paci. Ei, man, ce praf e asta după mine, ai văzut? Să călcăm pe polovanul ăsta, dacă nu se duce cu mine, ne bată duce. Bătrân, mă! Îți place nipulețul meu, așa, ai? Uite, aici îți place, vezi? Îți place în jeep? Știu că îți place în jeep. Cui nu-i... Și am ajuns la cabană. Liniște pe aici. Să văd dacă o crescut cocozele, s-o prins? Nu s-o prea prins. O fost frigă, se ei, mă, da. Speram să se prindă. O prinse oare? Da, da. Uite că i s-a uscat aici mugurinii. Că nu fost foarte rece, ăștia la nu dau flori, nu fac anul ăsta producție. N-am anul ăsta cocoze. Să am și eu cocoze anul ăsta să mânc. Uite că s-o cam prins, dar nu prea au apă. Arată foarte fără apă, săracii. Aici e domn Dorel. Domn Dorel, faceți cu mâna la cameră. Pentru oamenii care se uită la domn Dorel. Hitler. Cine e Hitler? N-am auzit de el. Nu, nu. N-a zis Hitler, o vrut să ocupe pământ. Rasa blondă, să rămână cei pe 1,80 m. Cum e pe șez lung? Spuneți, nu mă opriți, spuneți. Ha? Cum e? Și mă dai pe... Păi oricum mă dau acum, mă duceți tot ca să... Nu mai zic că îl crește, că n-a zis. Ca și ăsta, nu? Ca și Sergiu, vrea să ocupe tot satul. Da. Ce liniște pe aici, man. Parcă n-am fost aici de câțiva ani. Locul de foc ne așteaptă. Nu, așa e că nu. Man, ce fain e la munte. Ce fain e la munte. Man, ce mâncăm astăzi? Aripioare.
Beni, aripioare mâncăm astăzi? Aripioare picante, domn. Picante? Picante. Domnul Dorel, dumneavoastră ce mâncați cu noi astăzi? Gata, domnul Dorel, când aflare că mere pe YouTube. Urzici. Aveți urzici? De care? Urzici făcute așa la meserie. Cum? Cu rântaș. Da. Cu usturoi, cu ceapă verde, cu roșii tăiat de foc, cu mea cu bulion. Uite ce fain de foc. Da, ce ziceți? Vreau să o dăm ceapa la domnul Dorel. Asta e prima zi la cabană. Domnul Dorel, ne introduce în peisaj și o să trebuie să ne udăm ceapa. Așa e, Mariana? Te acum te ascunde după covor, uite, te ascunzi după covor. Pac, s-a ascuns. Merem la vecinul domnul Dorel să îl ajutăm să ude ceapa. La mine ceapa acolo undeva, dar nu a crescut acolo, aici, chestia asta așa. Nu a crescut că așa secetă a fost. Aici sunt lemnile de foc. Lemnile de foc. Uite, are domnul Dorel roabă. Ei, ce fain se vede toamna în sat, ci că toamna e primăvară. Domnul Dorel, uite că un floric copacii. La noi, la Mureș, s-au uscat de la florile. Aici? Cum îl cheamă pe piții ăsta? Nu are un nume. Măi, cum te cheamă? Hai să reții de-a lumea, mă primul. Nică-o fugit. Pe drage. S-a făcut? S-a făcut. Gata, mă filmez aici cu domnul Dorel. Mere să o dăm ceapa, nu? Domnul Dorel, fumați? Da. Fai, pe aia treabă. Am văzut că pe ăștia cu țigările nu prea atacă coronavirusul, așa-i? Așa o zic ăștia. Nu, ce așa bine. Așa zic ăștia, nu. Tot nu mă apuc de fumat. Am dus să ajut să ude ceapa pe domnul Dorel. Ce fain e aici, mea, încă am poveste aici după garduri, chestii, pac, pac. Fain, îmi place aici, a? Mai eram prin sat. Ăștia au un cățel fain aici, robi, așa-i? Cățeluș micuț, micuț, micuț. Ia să vedem cum arată cățelușul. Este apă? Hai să punem găleata. Uite, bună seara! Da, da! Taci, ursul, taci. Este apă? Sau nu este? Să este un pic de apă. Am luat apă, am o găleată plină de apă. E ce faină specioasă, de parcă ești în trecut. Domnul Dorel râde de mine, că zice că vorbesc singur. Uite, acolo pe geamul ăla stă tipa aia cu păr lung, din poveste. Cum o cheamă? Știți voi. Care își coboară părul pe geam să urce. Un fel de mic Romeo. Am ajuns la curtea lui domnul Dorel. Hai să vedem ce e înăuntru. Domnul Dorel, cum se deschide porta asta? Ia să vedem un pic. Dar ce am cu ce închizătoare au ăștia aici, mă, omule. Bun. Ii, bă, ce grădină faină are, domnul Dorel. Fain, îmi place, să grajd eu șmecher. Opa, se lasă cad. Place. Păi că nu ieși ceapa, așa-i? Nu ieși ceapa, domnul Dorel. Îmi place grădina. Am picat pe jos pe băncuță. Acolo e vecinul Iulian. Nu e acasă. Să vedem ce e aici în grajdul ăsta. Să vedem ce e în grajdul. Uite, bă, de aia ni o sanie. Vedeți? Sanie cu zurgălăi. Sanie cu zurgălăi. Uite-o-i. Săniuță medievală. Medievală, adică de mai mult de 10 ani. Să vedem ce este acolo. Acolo sunt podul. Se cam dărâmă grajdul săracul. Vine acoperiș, vezi mai mult afară decât vezi pe ușă. Uite, miște butoaie aici. Domn Dorel, butoiul ăsta întrebe mie de aici, bine? Butoiul ăsta întrebe mie. Ala mare. Bine, mulțumesc. Știi ce fac cu el? Fac o groapă în curte și-l bag acolo în groapă. Și fac din el de-aia de piscină, domnul Dorel. M-a lăsat să fac piscină din ala. Ii, bă, ce stropitoare șmecher are, domnul Dorel. Fai! De unde aveți aia, domnul Dorel? A, chiar e faină aia.
Acolo e ceapa? Da, mai e ceapă roșie, la e albă și acolo e morcovi. Uite, acolo e băltește deja. Să o băgăm aici. Uite, numai urme de câini, de mâini. Uite cu cine ține Tom Dorel, cu AUAST, AUAETS, adică steluța, nu știu, n-am treabă cu fotbalul, cu timp nu aduce bani, opa, iar era să cad pe aici, uite ce fain se vede pe aici, cam povești. Cam povești, Tom Dorel, pe aici, cam povești în satul ăsta. Cum? Cam povești în satul ăsta. Îți place? Păi, mamă. Liniște, n-ai treabă. Lordule, treci aici, hai! Hai! Și-a bucură cățelul că mă vede. Cățelul Iulia? Iulica? Băi, e gravă situația, nu-i gata la fără. Ce aveți acolo? Ce? Ce bute aveți? Ce bute aveți? Bute de corn. Cum le faceți? Cum le facem? Uite așa, le pregătim din iarnă. Le pregătim din iarnă și modelate cu aparatul de bibliografat. Manual, fără desen, fără nimic. Dar pe ce faceți cu ele? Le ducem la domnul Cioban. La Ciobănaș? Yeah. Eu ce faci, mă, Sandu? Băi, uite, am venit un pic pe acasă, Dorele. Dar n-ai fost venit, faci cu asta. Nu, acum, dar am venit de mult. Dar știu că... O săptămână ați venit, numai... Am avut de lucru pe... Uite, 2020, sticula Liviu. 20-20, aia una, asta aia a doua. Tot la fel, cu Sfânta Cruce. Și în vârf, ce l-ați pus în vârf? O țavă ca să nu se tocească. Acolo ar mere un tub de ăla de glonțe, în al doilea război, de la gros, știi? De la gros, dar nu-i buvoie ăla, că... Dacă pușcă. Uite, și asta iară faină. Și cât e una? Cât e una? Un milion, 100 de lei, nu un milion, că un milion acum în banii... Un milion, bine, zici, în banii vechi. În banii vechi. Fântână nu-i, mă. E sub nivel, că nu mă de bază. Bă, dar pot? Poți să iau... Că nu mai merea radio. Zic, băi, ieși afară, nu să vezi ce Dumnezeu de nu mai mere. Are dronă. Știu, lasă că e bună. Aia e o grămadă de... El e la Târgu Mureș. E o grămadă de bani. No. Cu aia faci o grămadă de treburi cu dronă. Făceam bani dacă erau nunți anul ăsta. Dar nu mai sunt nunți, dacă gata cu banii. Nu, domn Dorel, anul ăsta hodinim. Hodinim, băi, și nu mai... Ce? Mai aveți apă, domn Dorel, sau gata cu straturile? Hai să vedem ce e aici în casă. Asta-i casa veche, a bunicilor lui Dorel. Are nevoie de o mică renovare. Echo, echo, anybody there, anybody there. Gol, gol complet. Căsuță veche, să ne cerți aici. Niște haine vechi, dacă vă trebuie. Intrăm în... Cămară, ce bine că se vede ceva. Nimic absolut în pod. La fel nu se vede nimica. Hai să ieșim afară de aici. Nu se vede nimica. Am crezut că vedem ce mai interesant. Taram! Înapoi în curte. Merg să mâncăm ceva, că mi-e foame. No, bună seara! Ce faceți, oameni buni? Bine, ce ai făcut de mâncare? Facem mâncare. Domnul bucătar. Domnul, vai ce bine am mirosă, băi! Mirosă, tu da, ajunge șarola? Da, nu știu. Marina. Mami, de ceva mai mare. Nu? Aripioare de... Astea sunt aripioare de găini roșii și de găini albe, așa-i? Da. Hai că le-am ghicit. Știi că sunt găini negre. Găini negre? Ele ce aripioare au? Negre. Ele sunt negre o chicks. Și o... Tu nu-i prea... Cum, e bine? Doamna bucătaristă. Cum vă simteți la munte? Ce? De făcut un ulei? Da, oricum vă-s bune. La cuptoriu? Îți place școala? Acolo în spatele ei se află școala. Oare sunt pauză copiii? Ce zici tu? Nu ne-a văzut pe nimeni, nici copil astăzi la școală. Copilaș! E târziu, hai la-ți afară! Dorm de-amiază copilașă.